Din nou în direct, doamnelor și domnilor, situație revoltătoare în Covasna. Polițiști au găsit două persoane care erau folosite pe post de sclavi de un cuplu. Victimele se aflau în casa soților de aproximativ trei ani și erau puse la muncă silită. Descoperirea a fost făcută chiar de oamenii legii atunci când au mers la locuința inculpaților pentru a desfășura o percheziție. Potrivit acestora, victimele au fost găsite într-o anexă a locuinței. Condițiile de igienă în care cele două persoane erau ținute erau precare, acestea având de asemenea probleme evidente de sănătate, de natură fizică și psihică. Hoții le exploatau pe cele două persoane prin muncă fizică și, potrivit anchetatorilor, le-au privat de libertate și le-au ținut într-o formă de sclavie. Victimele au fost transportate imediat la spital, unde li se va acorda tot sprijinul medical de care acestea au nevoie. În urma perchezițiilor efectuate de către autorități la fața locului, oamenii legii au descoperit și au ridicat din casa celor doi soți actele de identitate ale victimelor, suma de 4.000 de euro și un telefon mobil. Cazul a fost preluat de către tribunalul Covasna, care a dispus arestarea preventivă a celor doi covasneni pe o perioadă de 30 de zile, urmând ca măsuri de pe care autoritățile le vor lua în privința acestora să fie stabilite mai târziu.